Salut, pești! Voi face etalarea pentru relații pentru luna iunie. Cum vor fi relațiile voastre în această lună? Ce relații vor prima în această lună pentru pești? Pentru o femeie care are zodia, ascendentul în pești sau chiar luna în pești, atunci când soarele îl are în fecioară, deci la luna plină este cel mai important moment, fiindcă atunci pune o amprentă asupra hărții voastre natale. Deci harta astrală. Atunci, în momentul în care v-ați născut. Haideți să vedem. Deci, relațiile voastre în luna iunie pentru o femeie. Pentru o femeie s-ar părea că pentru voi este important să găsiți o soluție pentru un copil. Poate că sunteți într-un moment în care vreți să vă despărțiți, acest moment vă influențează foarte mult, tocmai din cauza asta apar și aceste energii și căutați o soluție să rezolvați această situație. În schimb, influența pentru voi apare și din partea unei femei care încearcă să vă manipuleze, încearcă să vă aibă sub control, dându-vă impresia că dacă se încheie ceva în viața voastră, veți fi fericite. Deci vă plimbă cumva pe sub nas această fericire pe care toată lumea și-o dorește. Fericire, căldură, căldură sufletească, soarele care întreține viața, deci vitalitate, energie, aspecte benefice. Voi totuși aveți aici gândurile pe care vi le faceți, gânduri, probleme. Vă tot gândiți, nu e bine ce îmi propune această prietenă, să zicem, care se dă drept prietenă, ea își urmărește scopul ei și, în primul rând, scopul ei este să vă facă o ofertă. Să vă arate că aveți două alegeri de făcut. Sunteți la o răscruce de drumuri. Aveți de ales un drum, ce cale să urmați. Și ea încearcă să vă îndrepte spre una din căile care ar avantaja-o pe ea, în primul rând. Aici trebuie să fiți foarte atenți la această ofertă din partea acestei femei, fiindcă s-ar părea că ea ascunde ceva. Deci este mai bine să vă informați și să nu faceți o alegere greșită pe care să o regretați pe urmă mult timp. Această răscruce de drumul este legată de un copil. Așa cum am spus, este un copil la care vă gândiți, un copil care este important pentru voi și căutați o soluție, dar această soluție presupune și o finalitate, o încheiere, o încheiere a unei relații. Poate fi vorba de o relație, eu știu, de o despărțire, de o separare. Și aduce într-adevăr o încheiere. Odată cu această încheiere, voi trebui să faceți o alegere legată de acest copil. Această încheiere poate să vă aducă fericirea într-o ancorare, să vă fixați undeva. Fie că vreți să vă închiriați sau să vă fixați o locuință, fie că vreți să aveți o stabilitate a locului de muncă, o ancorare, o fixare, o stabilizare și totul va duce și o încheiere. Ceva se va încheia în viața voastră, se va termina. Poate să fie, eu știu, legat de copil, prin faptul că nu-l veți mai ține, poate, eu știu, la o soră, la o verișoară, la cineva la care poate să stea acest copil sau la bunici și vă doriți să
vă ocupați de educația lui, să fiți, cum să spun, bucuroși când, fericiți când vedeți acest copil crescând și sub privirea voastră atentă. Cam asta ar trebui să fie pentru voi, deci va prima această alegere o răscruce de drumuri pe care voi trebuie să faceți o alegere care să aducă o finalitate într-o soluție pe care vreți să o găsiți pentru un copil. În rest, această femeie care încearcă să vă păcălească, să vă manipuleze, să vă ducă pe drumurile ei, ea vă vinde cumva o speranță, vă arată că veți fi fericită dacă veți face alegerea pe care ea vă propune, vă îndeamnă spre această alegere. Haideți să vedem pentru un bărbat cu ascendentul în pești. Deci un bărbat cu ascendentul în pești. Să căutăm bărbatul imediat, că eu nu pot să scot din cărți bărbatul și să-l dau deoparte, fiindcă atunci înseamnă că omit, nu vă dau șansa să aveți o relație de iubire din prima. Nu se poate, nu l-am găsit. Am trecut peste el. Da. Pentru un bărbat. Un bărbat care are ascendentul sau zodia în pești. Haideți să vedem ce relații are acest bărbat în luna iunie. Ce relații vor prima, așa cum am spus, pentru unii ați văzut primează pentru copii, cum a fost pentru o femeie, sau pentru alții alt tip de relații. Haideți să vedem. Și aici apare un copil. Ce să zic? Un bărbat are în față această femeie de șarpele. Este vorba de o femeie care este capabilă să vă manipuleze, să vă păcălească și să vă orienteze spre ceea ce își dorește ea. Voi primiți printr-un mesager, un bărbat care călătorește foarte mult, va aduce totuși sfaturile din partea unei persoane în vârstă, o persoană, cum să spun, în vârstă, dar o persoană care i-a trecut prin viață, care poate să vă dea sfaturi, poate fi vorba de o mamă, de o soră, de cineva care vă trimite aceste sfaturi, vi le trimite chiar personal prin acest călător. Vouă vi se pune în față o alegere. Aveți și voi răscrucea de drumuri. O alegere pe care, bineînțeles, este greu de făcut o alegere. Orice om care are în față două variante, trebuie să gândească, să vadă care variantă este mai favorabilă. Sfatul meu este căutați totuși un sfat profesional când trebuie să faceți o alegere, chiar dacă presupune puțină cheltuială, fiindcă voi veți avea chiar și o ceartă pentru această alegere. O dispută, o neînțelegere. Această neînțelegere implică existența unui copil. Legat de un copil, dar și legat de o persoană care are un anumit statut pentru voi, o anumită prestanță, deci poate fi vorba de un părinte, poate fi vorba de un protector, de o persoană care încearcă să vă ajute și s-ar putea să aveți chiar o ceartă cu această persoană pentru acest copil sau pentru speranța voastră de
a rezolva această surpriză, eu știu, venirea unui copil, poate că această persoană, această femeie, va aduce șansa să vă spună că veți primi un copil sau o să aveți un câștig important, dar poate să fie vorba de un copil. Fiindcă aici aveți două influențe și această persoană, această femeie care vă manipulează și încearcă să vă orienteze spre ce își dorește ea, ea vine și întărește cumva sau discută cu voi acest sfat pe care îl primiți din partea unei persoane mai în vârstă. Această persoană vă trimite, așa cum am spus, printr-un călător acest sfat, dar în primul rând vă atrage atenția că puteți să aveți noroc. Puteți să vă rezolvați niște situații. Totul poate să fie benefic pentru voi. Aceeași implicare are și această femeie care încearcă să vă manipuleze, oferindu-vă alegerea să alegeți un drum într-un sens sau în celălalt sens, fiindcă vă aduce noroc. Și ea întotdeauna vă indică probabil sau vă sugerează drumul pe care să-l alegeți și vă sugerează că veți avea noroc. Acum voi puteți să faceți această alegere, este importantă pentru voi, nu vă să puteți să scăpați fără să faceți această alegere. Este bine să vă informați legat de această alegere, fiindcă poate să vă aducă noroc, sau poate să fie o simplă manipulare. Este bine să vă informați, să nu faceți o alegere greșită. Legat de această femeie, voi cumva întoarce spatele acestui personaj care poate să fie, așa cum am spus, un părinte, un frate mai mare și vă uitați mai mult la această persoană care capătă mai multă importanță în fața voastră și poate că este mai bine să analizați mai bine situația și să nu luați o decizie pripită. Cam aceasta ar fi, fiindcă această alegere va duce și o ceartă. Deci eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri și, bineînțeles, vă mulțumesc pentru timpul acordat.